Apărătorul cel mare și Domn al cerului și al pământului, pe tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-te răstigni pe cruce, făptura toată s-a schimbat, cerul s-a înspăimântat, temelile pământului s-au clătinat, iar noi nevrednici închinăciune de mulțumire, aducând pătimirilor tale pentru noi, cu tâlharul strigăm ție, Iisuse, Cel ce te-ai răsignit pentru noi, mântuiește-ne! Cel ce Dumnezeu fiind pentru noi om te-ai făcut, și pe noi cei omorâți de păcate, cu trupul și sângele tău cel făcător de viață ne-ai înviat, drept aceea căruia ne-ai arătat atâta dragoste, cu mulțumire strigăm unele ca acestea. Iisuse, Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a pătimi, Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat și cu moartea ta stăpânirea morții ai stricat, Iisuse, Cel ce cu rănile tale lumea ai răscumpărat, Iisuse, Mântuitorule, întărește-ne în ispite. Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne! Văzându-te pe tine în cerul, în grădina Ghețimanii, rugăciunii nevoindu-te, până la sudoare de sânge, stând înaintea ta te întărea, când te îngreunau ca o sarcină păcatele noastre, căci tu pe Adam ridicându-l l-ai adus înaintea Tatălui, plecându-ți genunchii și rugându-te. Pentru aceasta cu smerenie, cu credință și cu dragoste îți cântăm ție, Aliluia! Înțelegerea cea neînțeleasă a pătimirii tale celei de voie n-au înțeles-o iudeii. Pentru aceea când te căutau pe tine noaptea cu făclii, le-ai zis lor, eu sunt, iar ei, deși au căzut la pământ, după aceea te-au dus legat la judecată, dar noi, încăzând cu milință și cu dragoste, strigăm ție așa. Iisuse, Cel ce ești lumina lumii, ai fost urât de toată lumea cea vicleană. Iisuse, Cel ce locuiești într-o lumină cea neapropiată, ai fost prins de stăpânitorii întunericului. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte, de Fiul pierzării ai fost dat la moarte.
Iisuse, Cel ce te dăruiești tuturor în dar, ai fost vândut pentru 30 de arginți. Iisuse, Cel fără de vicleșug, de vânzătorul Iuda cu vicleșug ai fost sărutat. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-un părăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Cu puterea Dumnezeirii tale ai arătat dinaintele pădarea cea de 3 ore a ucenicului tău, dar el, deși s-a lepădat de tine cu jurământ, după aceea, când te-a văzut în casa arhiereului pe tine, Domnul și învățătorul lui a plâns cu amar. Caută dar și spre noi, Doamne, și inimile noastre cele împietrite, umple-le de dragostea ta. Iar ochilor noștri dă-le lacrimi de pocăință, ca să ne spălăm păcatele noastre, strigând către tine, Aliluia! Având cu adevărat stăpânire ca un arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec, ai stat înainte arhiereului Caiafa, cel fără de lege, tu, cel ce ești Domnul și Stăpânul tuturor, primind să fii chinuit de cei pe care însuți ai zidit. Pentru aceasta primește acum de la noi această rugăciune. Iisuse, Cel ce ești dorirea tuturor, dacă pentru frică apostolul Petru de tine s-a lepădat, nu ne lepăda pe noi păcătoși, ci ne mântuiește. Iisuse, ajută-ne să nu ne lepădăm de tine. Iisuse, Cel ce ești fără de preț, dar cu preț ai fost vândut, scapă-ne și pe noi de vrăjmași. Iisuse, arhiereule, Cel ce în Sfânta Sfintelor ai intrat, curățește-ne și pe noi cu sfânt sângele Tău de toate întinăciunile trupești și sufletești. Iisuse, Cel ce ai fost legat, dar singur ai puterea de a deslega și a lega, desleagă păcatele noastre cele multe. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-un părăția Ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne! Iudeii cu viforul uciderii lui Hristos suflând și glasul Tatălui minciunii ascultând, al diavolului cel ucigător de oameni, te-au lepădat pe tine, Cel ce ești calea, adevărul și viața cea adevărată. Iar noi pe tine, Hristoase, puterea lui Dumnezeu, în care sunt tăinuite toate visierile înțelepciunii, mărturisindu-te, strigăm către tine, Aliluia! Auzind Pilat blândețea graiurilor tale, te-a dat ca pe un vrenic de moarte spre răstignire, deși singur a mărturisit
că nicio vină n-a aflat întru tine. Mâinile și-a spălat, însă inima și-a întinat-o. Iar noi, minunându-ne de taina pătimirii tale, celei de voie, cu umilință, strigăm către tine, unele ca acestea. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu și al Fecioarei, muncit ai fost de fii celor fără de lege. Iisuse, Cel ce îmbraci cu podoabă cerul și pământul, gol ai fost și batjocorit. Iisuse, Cel ce spele rănile păcatelor, rănit ai fost. Iisuse, Împăratul tuturor, în loc de dragoste și mulțumire, chinuri aspre de la Fiul lui Israel ai primit. Iisuse, Cel ce pentru noi ai fost chinuit și batjocorit și rănit, tămăduiește rănile sufletelor și trupurilor noastre. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-împărăția Ta, Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne! Cu sângele rănilor Tale Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Știm cu prorocul, știm cu adevărat pentru ce sunt roșite hainele Tale. Noi, Doamne, cu păcatele noastre Te-am rănit pe Tine, încă Ție, Celui ce ai fost rănit pentru noi, îți strigăm cu credință, Aliluia! Văzându-Te pe Tine cu Duhul mai înainte, grăitorul de Dumnezeu Isaia, plin de răni și fără de cinste, înspăimântat fiind a strigat, văzutul am pe El și nu avea chip, nici frumusețe, iar noi privindu-Te răstignit pe cruce, cu credință strigăm unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pentru noi necinste ai răbdat, cu slavă și cu cinste L-ai încununat pe om. Iisuse, Cel ce pălmuit ai fost pe față, spre a cărui față îngerii a căuta nu pot. Iisuse, care cu trestia ai fost bătut peste cap, pleacă-ne spre smerenie capetele noastre. Iisuse, Cel ce ochii cei prealuminoși cu sânge i-ai avut întunecați, întoarce ochii noștri ca să nu vadă deșertăciunile lumii. Iisuse, care ai fost bătut și cu toate mădularele durere ai suferit, fă-ne întregi și sănătoși. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-împărăția Ta. Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne! Propovăduitor al nevoinței Tale s-a arătat Pilat, arătând poporului că nimic vrednic de moarte nu se află întru Tine, dar iudeii, ca niște fiare sălbatice, văzând sângele Tău, scrâșneau din dinți strigând, răstignește-L, răstignește-L, iar noi, sărutând preacuratele Tale răni, cântăm, Aliluia!
strălucit ai la arătare spre mirarea îngerilor și a oamenilor, Pilat pentru tine a grăit. Iată omul, veniți dar cu toții să ne închinăm Domnului Iisus, Celui ce pentru noi a fost batjocorit, și să-i strigăm unele ca acestea. Iisuse, Făcătorul și Judecătorul tuturor, Tu te-ai lăsat judecat și chinuit de cei ce prin tine s-au zidit. Iisuse, Dătătorul înțelepciunii, celor fără de minte răspuns nu ai dat. Iisuse, Cel ce tămăduiești pe cei bolnavi de păcate, dă-ne alinare prin pocăință. Iisuse, Păstorul cel bun, Cel ce ai fost batjocorit de demoni, umple inimile noastre de dragostea Ta. Iisuse, primește-ne în cea tale și lor tăi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-împărăția Ta. Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Vrând să izbăvești pe om din robia vrăjmașului, Te-ai smerit pe Tine înaintea vrăjmașilor Tăi, Iisuse, și ca un miel fără de glas, spre junghiere ai fost adus. Răni pretutindeni răbdând, ca întru totul să-l vindeci pe omul care scântă. Aliluia! Îndelungă răbdare ai avut când ostașii te batjocoreau, după porunca judecătorului nedrept, cu răni cumplite chinuind trupul tău, care s-a umplut în întregime de sânge, pentru aceasta cu lacrimi de umilință strigăm ție, unele ca acestea. Iisuse, iubitorule de oameni, care de oameni cu spin ai fost încununat. Iisuse, cel fără de patimă, care grele pătimiri ai răbdat, ca pe noi din patimă să ne izbăvești. Iisuse, mântuitorul nostru, mântuiește-ne pe noi cei vrednici de toată osânda. Iisuse, sprijinitorul și întăritorul nostru, care ai fost părăsit de toți, întărește-ne pe noi, robii Tăi. Iisuse, bucuria noastră, cel ce tare ai fost necăjit de oameni, veselește-ne pe noi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-împărăția Ta. Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. În chip minunat s-au arătat ție Moise și Ilie pe muntele Taborului, grăind despre moartea Ta pe care aveai să o pătimești în Ierusalim, acolo văzând slava Ta, iar aici mântuirea primind-o, cântăm Aliluia!
pentru mulțimea păcatelor mele, ocări și chinuri ai răbdat, Hristoase, pretutindeni de cei răi ai fost gonit. Ca unii ce te socoteau a fi împotriva cezarului, iar alții ca pe un făcător de rele te judecau, încât strigau, ia-l și răstignește-l, dar noi pe tine, Domnul cel răstignit, pentru mântuirea noastră din adâncul inimii, te rugăm. Iisuse, judecătorul nostru, care cu nedreptate ai fost judecat, nu ne judeca pe noi după faptele noastre. Iisuse, ajutorul nostru, cel ce ai pătimit pe cruce în ceasul necazurilor, nu ne lăsa pe noi. Iisuse, care ai strigat către Tatăl pentru ajutor, ajută-ne în neputințele noastre. Iisuse, mântuitorul nostru, care necinste ai primit, nu ne lipsi de slava ta, ci ne mântuiește. Iisuse, cel ce ne-a învățat adevărata smerenie, nu ne lepăda pe noi. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește. Toată firea s-a clătinat văzându-te pe tine răstignit pe cruce, soarele în cer razele și-a ascuns. Pământul s-a cutremurat, gata pe teasma templului s-a despicat. Pietrele s-au sfărâmat, iadul pe morți a scos afară, iar noi cu credință și cu smerenie închinându-ne sfintelor tale pătimiri, cântăm Aliluia. Ritorii cei mult vorbitori, deși mult grăiesc, nu pot să dea mulțumire vrednică dumnezeieștilor tale pătimiri, iar sufletele și trupurile noastre, inimile și toate mădularele noastre, cu umilință se roagă către tine, iubitorule de Iisuse, cel ce pironit fiind pe cruce, mâinile către toți ai întins, pironește și zapisul greșelilor noastre. Iisuse, mielul lui Dumnezeu, cel ce în coasă ai fost împuns, învrednicește-ne a intra în cămara ta cea cerească. Iisuse, cel ce ai fost răstignit, răstignește păcatele și patimile noastre. Iisuse, cel ce te-ai săvârșit în chinuri, dă-ne nouă să nu judecăm și să nu osândim pe nimeni. Iisuse, mult milostive, să nu cadă peste noi osânda ta. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Vrând să mântuiești lumea, ai tămăduit, Doamne, orbii, șchiopii, surzii și leproșii, ducurile cele rele le-ai izgonit, iar cei nerecunoscători cu răutatea chinuindu-te,
pe cruce te-au pironit, căci nu știau să cânte Aliluia. Împărate preaveșnice Iisuse, pătimit ai cu trupul pentru a noastră reînfrânare, ca să ne speli de păcate, dându-ne nouă pildă, ca să urmăm sfintele tale învățături și cu dragoste să strigăm unele ca acestea. Iisuse, dragostea cea fără de sfârșit, celor ce te-au răstignit, nu le-ai socotit păcatul. Iisuse, cel ce cu lacrimi și cu suspinuri te-ai rugat, învață-ne pe noi să ne rugăm. Iisuse, cel ce toate prorociile despre tine le-ai împlinit, împlinește dorințele cele bune ale inimilor noastre. Iisuse, cel ce ți-ai dat Duhul în mâinile Tatălui, primește în ceasul ieșirii și duhurile noastre. Iisuse, cel ce nu ai oprit împărțirea veșmintelor tale, cu blândețe să desparți de trupuri sufletele noastre la vreme rânduită. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. Cântare cu totul umilită, adusie cea cu totul nevinovată, Maica ta zicând, deși pătimești pe cruce, te știu pe tine din pântece, ca pe cel din Tatăl născut mai înainte de luceafăr, și văd că toată făptura cu tine pătimește. Cel ce ți-ai dat Duhul Părintelui tău, primește și duhurile noastre și nu ne lăsa pe noi, cei ce cântăm ție, Aliluia. Cântăm suferința ta cea de voie, ne închinăm pătimirilor tale risoase și credem cu sutașul că ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Iar când vei veni cu putere multă și cu slavă mare pe norii cerului, atunci nu ne rușina pe noi, cei ce suntem răscumpărați cu sângele tău și care îți strigăm unele ca acestea. Iisuse, mult pătimitorule, izbăvește-ne pe noi de plânsul cel veșnic, pentru lacrimile preacuratei Maicii tale. Iisuse, cel ce de toți ai fost părăsit, nu ne părăsi pe noi în ceasul morții noastre. Iisuse, primește-ne și pe noi, ca pe Maria Magdalena, să sărutăm sfintele tale picioare. Iisuse, cu vânzătorul și cu cei ce te-au răstignit pe tine, nu ne osândi pe noi smeriții robii tăi. Iisuse, fă-ne părtași bunătăților cerești. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne.
dăruiește-ne ca deslegătorule al tuturor datoriilor Hristoase, cine primește pe noi cei ce cinstim sfintele tale pătimiri, precum ai primit pe Pavel și pe cei ce te-au slăvit pe tine, șterge păcatele noastre, curățește-ne, sfințește-ne și ne mântuiește pe noi, cei ce cu credință, cu smerenie și cu dragoste cântăm ție, aliluia. Cinstim și preaslăvim pătimirea ta, Hristoase, te lăudăm și credem împreună cu Toma, că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce vei judeca vii și morții, învrednicește-ne, Doamne, împărăției tale, celei veșnice pe noi, cei ce strigăm către tine, unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pentru noi ai pătimit, izbăvește-ne din necazuri, din patim și din nevoi. Iisuse, Cel ce ai fost batjocorit, scapă-ne pe noi de batjocura vrăjmașilor noștri. Iisuse, Cel ce ai fost biciuit, nu ne pedepsi pe noi pentru păcatele noastre, ci ne mântuiește. Iisuse, Cel ce te-ai umilit, dă inimilor noastre umilință și smerenie, ca să ne mărturisim greșelile și păcatele noastre. Iisuse, Cel ce ești dragostea cea netrecătoare, nu îngădui să fim biruiți de răutate. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, omenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne. O, Iisuse Hristoase, Mielușelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primește această puțină rugăciune de mulțumire pe care o aducem ție și cu mântuitoarele tale pătimiri. Vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească și trupească. Izbăvește-ne cu crucea ta cea sfântă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. Și la sfârșitul vieții noastre, nu ne lăsa pe noi, izbăvindu-ne cu moartea ta, din veșnica moarte, să strigăm ție, aliluia. O, Iisuse Hristoase, Mielușelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primește această puțină rugăciune de mulțumire pe care o aducem ție și cu mântuitoarele tale pătimiri, vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească și trupească, izbăvește-ne cu crucea ta cea sfântă, de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. Și la sfârșitul vieții noastre, nu ne lăsa pe noi, izbăvindu-ne cu moartea ta din veșnica moarte, să strigăm ție, aliluia. O, Iisuse Hristoase, Mielușelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primește această puțină rugăciune de mulțumire
pe care o aducem ție și cu mântuitoarele tale pătimiri. Vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească și trupească. Izbăvește-ne cu crucea ta cea sfântă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți. Și la sfârșitul vieții noastre nu ne lăsa pe noi, izbăvindu-ne cu moartea ta din veșnica moarte, să strigăm ție, Aliluia! Cel ce Dumnezeu fiind pentru noi om te-ai făcut, și pe noi cei omorâți de păcate, cu trupul și sângele tău, cel făcător de viață, ne-ai înviat. Drept aceea căruia ne-ai arătat atâta dragoste, cu mulțumire strigăm unele ca acestea. Iisuse Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a pătimii, Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat și cu moartea ta stăpânirea morții ai stricat, Iisuse, Cel ce cu rănile tale lumea ai răscumpărat, Iisuse, Mântuitorule, întărește-ne în ispite. Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, omenește-ne într-o împărăția ta. Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne! Apărătorul cel mare și Domn al cerului și al pământului, pe tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-te răstignit pe cruce, făptura toată s-a schimbat. Cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au clătinat, iar noi nevrednici închinăciune de mulțumire, aducând pătimirilor tale pentru noi, cu tâlharul strigăm ție, Iisuse, Cel ce te-ai răstignit pentru noi, mântuiește. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Făcător al cerului și al pământului, Mântuitorul lumii, iată, noi, nevrednicii și păcătoși, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea slavei tale și mulțumire îți aducem, Împărate al tuturor și Doamne, că bine ai voit ca un om a purtat toate ostenelile, nevoile, ispitele și chinurile, ca să fii nouă pildă întru toate. Tu ai purtat toate întristările și necazurile, fiind nouă ajutor, împreună pătimitor și mântuitor. Știm întru tot îndurate, Stăpâne, că pentru mântuirea noastră crucea și pătimirile ai răbdat, ca pe noi să ne răscumperi din robia cea cumplită a vrășmașului. Ce dar vom aduce ție, Hristoase? Ce dar vom aduce ție, iubitorule de oameni, pentru toate cât ai pătimit pentru noi, păcătoși? Sufletele și trupurile și toate cele bune de la tine sunt și noi ai tăi suntem. Numai la milostivirea ta cea nemăsurată nădăjduim, bune și îndurate, Doamne, lăudăm îndelungata ta răbdare, mărim milostivirea ta cea multă, închinându-ne preacuratelor pătimiri
și cu toată dragostea sărutăm mâinile tale strigând: miluiește-ne pe noi, robii tăi, și fă să nu fie fără de roade întru noi crucea ta cea sfântă, și ca împărtășindu-ne aici cu credință pătimirilor tale, să ne învrednicim a vedea și în ceruri slava împărăției tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.